Mulțumesc, stimate domnule președinte. Comisia juridic numit și imunități a examinat proiectul în cauză. Eu am să mă opresc numai de fapt la acele momente care au fost abordate în cadrul plenului Parlamentului. Ele au făcut obiect de discuții și în cadrul comisiei, exact aceleași abordări le-am avut noi și în cadrul comisiei și am ajuns în urma dezbaterilor, deci respectând toate procedurile legale de examinare legislativă, de examinare acestui proiect, și comisia în urma dezbaterilor a propus ca proiectul să fie acceptat conceptual pentru prima lectură și s-a discutat necesitatea ca autorul pentru a doua lectură să vină cu propuneri referitoare la amendarea legii 352, la ceea ce se referea doamna Palehovici, din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova și să fie indicată sau dată definiția noțiunii de detailist, cât și reformularea într-o redacție nouă punctului 6 din proiect alineatul 2, articolul 1136, care a fost dezbătut în plenul Parlamentului. Și în aceste condiții, Comisia cu votul unanim a propune spre examinare Parlamentului proiectul de lege 372 din 9 octombrie 2015 pentru modificare și completarea Codului Civil al Republicii Moldova, din 6 iunie 2002, în prima lectură. Vă mulțumesc!